Bun găsit, începe ora de profit.ro. Crește numărul cazurilor de coronavirus în mai multe țări europene. Autoritățile schimbă tonul. Carantină acum pentru a evita agravarea situației. În Austria e un record de cazuri COVID. Domnule Emil Hurezeanu, ambasadorul României în Austria, va fi alături de noi imediat. Iată acum o parte din subiectele importante ale săptămânii. Fiscul, noi reglementări pentru profesorii care dau meditații. Aceștia vor trebui să-și declare veniturile, să plătească impozit și chiar să dețină case de marcat. Viitorul guvern, oricare va fi, are o țintă clară, și anume tăierea scutirilor fiscale din IT și construcții. Facilitățile costă statul anul acesta peste 5 miliarde de lei. Și se pregătește plafonarea tarifelor la polițele RCA la nivelul tarifului de referință stabilit de ASF. În urma falimentului City Insurance, ceilalți asigurători au ridicat nejustificat prețurile la RCA. Domnule Emil Hurezeanu, ambasadorul României în Austria, este în aceste momente alături de noi. Domnule Hurezeanu, bună ziua! Mulțumim foarte mult pentru că sunteți cu noi. Cu mare plăcere. Bună ziua! Explicați-ne ce se întâmplă acolo la dumneavoastră în Austria. Care e situația record de cazuri COVID? Cum stați? Da, situația s-a agravat. Austria a devenit un fel de caz de studiu încă de la primul val al pandemiei. Vă amintiți, nordul Italiei și regiuni din vestul Austriei, unde se schiază intens iarna, au fost principalele hotspot-uri, focare, de unde a plecat și s-a extins pandemia în primăvara anului 2020. Acum numărul într-adevăr a crescut în mod dramatic. Este o creștere oarecum asemănătoare cu cea înregistrată în România. Sunt mai puține persoane, decedate, sunt mai puține persoane internate în ATI, chiar dacă în anumite locuri din țară autoritățile și medicii deplâng situația, inclusiv la nivelul dotării și capacității de primire în spitale. În fine, numărul de vaccinări a fost relativ mai mic în Austria față de Germania, față de alte țări, zicem, vest-europene, în jur de 65%. E mult mai mare decât cel înregistrat în România la începutul acestui val. Sunt vaccinări în continuare, au ajuns la aproape 70% după primul vaccin. Ceea ce distinge Austria este o reacție rapidă a autorităților. E o țară federală, ca și Germania. Reacțiile sunt la nivelul capitalelor de landuri. E însă foarte posibil ca austriecii să recurgă, spre deosebire de alți vest europeni, chiar față de Germania, unde situația e oarecum similar de îngrijorătoare, la măsuri dure și radicale. Deci aici suntem. Austria este o țară de tranzit, se circulă foarte mult dinspre sud, Balcani, sud-est, spre vest, prin Austria. Este și o platformă de tranziție, tranzit între est și vest. E una din explicații. E o țară turistică în toate anotimpurile anului. Apoi, tocmai pentru că miza economică care ține de turismul de iarnă, sporturile de iarnă, este atât de importantă, e foarte posibil ca autoritățile să facă un exercițiu al fugii înainte, cum se spune, adică mai degrabă să ia măsuri acum, cu o valabilitate de 10 până la 20 de zile, e vorba de lockdown, în așa fel încât înainte de Crăciun să se deschidă din nou, dacă are efect lockdown-ul și măsurile restrictive au rezultatul scontat, în așa fel încât la iarnă pe pistele de schi din Tirol, din Vorarlberg, să se schieze. Vedeam imagini de la Târgul de Crăciun de la Viena, nici nu știm cum să ne mai raportăm la acest moment, prilej de bucurie sau un moment în care ne-am putea îmbolnăvi, un moment de temeri, un loc în care ne teamă să mergem. Sunt faimoase târgurile de Crăciun din Austria, cel din fața primăriei, pe ring, între Burgtheater și primărie.
E unul foarte aproape de locul de unde vă vorbesc acum, de la Ambasada României, în curtea Palatului Belvedere. Văd că ele se instalează, se aprind becurile, fac exerciții de demarare. Nu cred că avem șansa, fac haz de necaz, nu vom risca să ne îmbolnăvim la târgurile de Crăciun, pentru că accesul în aceste târguri probabil va fi foarte restricționat, foarte limitat, dacă se ajunge în situația respectivă, pe măsură ce înaintăm spre Crăciun. Acum, perioada de advent, cum spun catolicii și protestanții, adică de post al Crăciunului, a început și pentru noi, tot duminica trecută și pentru ortodoxi, se deschid și târgurile. Problema o să fie următoarea. În ce măsură, cum am spus, domnule Delea, de exemplu, la Linz, care este capitala Austriei Superioare, și la Salzburg, care este și capitala unui land, landul cu același nume, la Viena, în Burgenland, în sud-est, spre granița cu Ungaria, se iau măsuri deja restrictive, așa zisul 2,5. Una oară a fost aici, miercuri și joi, faimosul dirijor român Cristian Măcelaru, care conduce orchestra filarmonică a Germaniei de Vest din Köln și orchestra națională a Franței și este și viitorul director al Festivalului UNESCO, dirijor român, a dirijat miercuri și joi la Musikverein, o sală celebră unde se transmit în fiecare an și concertele de anul nou. Ieri a avut al doilea concert, începând de astăzi accesul nu se mai face decât pe bază de vaccinare în sălile de concert, de exemplu la Viena, pe bază de certificat verde, plus un test, dar nu antigen, ci PCR, PCR. Problema este că între timp aceste teste PCR pe care a căror variabilitate era de 72 de ore, se reduce acum la 48 de ore și asta n-ar fi nimic, pentru că foarte multă lume răspunde preventiv sau de voie de nevoie noilor măsuri, se îndreaptă spre centre de vaccinare, ele aproape că nu mai fac față, iar în așteptarea rezultatului unui test PCR, uneori trec 33 de ore, ori aproape că valabilitatea lui se pierde așteptându-l tu însuți. Ce se întâmplă, domnule Hurezeanu, în Austria Superioară și Salzburg, grav afectate de COVID, cele 9 provincii ale Austriei Superioare, un bastion al Partidului Libertății? E o formațiune cu foarte mulți membri sceptici acolo. Da, da, așa se întâmplă. Acum, surprizele astea le avem peste tot. La Linz, într-adevăr, este și provincia, landul Oberösterreich, nu? Austria Superioară, cum am spus, cel mai industrializat din Germania. Este într-adevăr statistic ilustrat și de cel mai mare scepticism, să zicem, anti-corona. Acolo este și un bastion, într-adevăr, al Partidului Libertarienilor, nu i-am spune chiar libertății, deși în termeni corecți, semantici, așa se traduce. Este un partid la dreapta dreptei, care guvernează împreună cu Verzii astăzi în Austria, deci cam ca AfD în Germania, care a fost la guvernare, a ieșit de la guvernare, liderul acestui partid, Kickl, fost ministru de interne, la un moment dat într-o guvernare de coaliție negru-roz, cum sunt ei, campionul demonstrațiilor anti-vaccinare, anti-corona și liderul scepticilor, cum ar veni, dar și al partidului, s-a îmbolnăvit el însuși cu întreaga familie de COVID, într-o formă ușoară, are încredere în doctorul lui, tocmai anunțat, și alături de cei care vor protesta la o mare demonstrație anunțată anti-măsuri de vaccinare și altele aici la Viena în 20 noiembrie. Este și zona cea mai tranzitată, e autostrada care leagă Viena de Germania prin Passau și care trece prin Linz. La fel, Salzburg este o zonă care prin care circulă toată lumea care se îndreaptă spre Germania. Germania e într-o situație asemănătoare, dar Germania, deosebit de Austria, a declarat Austria zonă de risc. Austria n-a declarat încă Germania zonă de risc. Lucrurile se agravează de ce? Au închis
aceste două landuri, adică e un lockdown până în 10, valabil următoarele 10 zile, după 17 decembrie el se poate prelungi. Acest lockdown înseamnă și închiderea școlilor. Eu însumi aveam întâlniri cu liderii politici din Linz săptămâna viitoare și ele s-au anulat. Asta e, să fie cel mai mare necaz, sau și al meu și al lor. Deci începe să semene situația în aceste două landuri. Nu începe, va fi începând de luni, foarte asemănătoare, identică cu ce a mai fost, cu ce știm din păcate că s-a mai întâmplat. S-ar putea ca și sudul Germaniei, respectiv Germania, văd că sunt evoluții similare, să recurgă la aceleași măsuri. Potrivit însă informațiilor pe care le deținem și care sunt confirmate în acest moment, posibilitatea declarării lockdown-ului la nivelul întregului stat austriac este reală și ne așteptăm ca acest lockdown să fie extins în întreaga țară. Și asta pentru următoarele 10 zile, cu verificarea rezultatelor, iar apoi pentru alte încă 10 zile. Intenția, cum vă spun, este ca în 17 decembrie, deci cu o săptămână înainte de Crăciun, lucrurile să, situația să arate mai bine, în așa fel încât țara să-și deschidă iarăși târgurile de Crăciun, hotelurile. Liderii austrieci, care fac parte din ramuri diferite ale unei mari coaliții sau semi-mari, cancelarul se numește Schallenberg și este dintr-un partid turchiz, fost negru, partidul ÖVP, Partidul Popular, are un ministru al sănătății care e verde, adică ecologist, s-au întâlnit joi seara undeva în Tirol, în mod secret, toate ziarele în Austria, la sfârșitul acestei săptămâni, anunță rezultatul acestei întâlniri, un lockdown generalizat de la Austria Superioară și Salzburg în întreaga țară. Cele două landuri sunt conduse de așa zisi guvernatori, au mare putere de decizie, o competență politică mare, așa cum se întâmplă cu șefii guvernelor în landurile germane, și ei au anunțat că au și cele mai mari rate de incidență și de pericol, au anunțat că oricum ei vor impune carantina, închiderea vieții normale, chiar dacă Austria la nivel federal nu o va face. Între timp a făcut-o și Austria. Carantină, așadar lockdown, certificat verde, există deja la locul de muncă în Austria. Austriecii cum primesc aceste decizii, domnule ambasador? Cu încredere în autoritate, în autorități, în medici? Există mai multă încredere în medici decât în autorități. Acest scepticism în ce privește funcționarea vieții politice e mai mare decât în alte părți, decât în alte țări, constat așa prin statisticile personale, pentru că nu e unul din sondajele care se face, cât încredere au francezii în propriul lor stat, cât încredere au românii, austriecii, dar proporțiile demonstrațiilor anti-Covid au scăzut mereu în Austria, spre deosebire de Germania. 65%, cât era până acum o săptămână, 2% de vaccinare, nu e mare. E mai mic decât în Franța, mai mic decât în Italia, mai mic decât în Germania. Germania cu 70%, dar populația nevaccinată din Germania e mai mare decât populația României. Deci contează foarte mult și asta. Există însă un stat reactiv care ia măsuri, care se gândește și la cei care pierd. De exemplu, dacă ești întreprinzător economic și pierzi mai mult de 40% din cifra ta de afaceri din cauza măsurilor restrictive, ai dreptul la o despăgubire importantă. Aceste despăgubiri s-au plătit, au existat. Deci aș spune că este un stat funcțional, dar această neîncredere pe care ați numit-o în medici sau în, mai ales în autoritățile publice, aș spune că este o formă a prelungirii prea multor necunoscute ale acestei pandemii. Nu sunt în situația să iau apărarea politicienilor austrieci, nu au nevoie nici a celor români, nici vorba, dar aș remarca faptul că această stare de oboseală, de epuizare nervoasă și psihică a majorității oamenilor în Europa, aici, acum ne interesează, în alte părți, în Statele Unite, nu poate avea
după atâtea luni, peste un an, ca rezultat decât o formă majoră, cronică de neîncredere. A trăit pandemia și în Germania, domnule Urezeanu, ca ambasador al României la Berlin. Ne uităm ce se întâmplă și acolo. Angela Merkel anunță restricții dure pentru nevaccinați. Personal medical insuficient, iar țara începe să transfere pacienții în stare gravă în străinătate pentru prima oară. Cum a trăit pandemia în Germania? Dacă ne puteți spune care sunt asemănările, deosebirile Germania-Austria cât privește gestionarea pandemiei? Sunt țări cu sisteme medicale, cu multe locuri în terapie medicale foarte solide, cu locuri multe în terapie intensivă și cu o anumită precauție tradițională, clasică, în a stabili o convorbire cu cetățeanul. Adică sunt state sociale, puternic sociale, indiferent dacă guvernează dreapta și stânga, bazate pe un fel de acord de bază structural între toate autoritățile, între autoritățile politice centrale, locale, între întreprinzători, patronat și sindicate. Și acest sistem al proporționalității și al acordului structural între toate sectoarele societății are ca rezultat o funcționalitate superioară. Aș spune că Germania este o țară mult mai complicată pentru că are 84 de milioane de locuitori, are o industrie puternică, este cea mai industrializată și puternică economie europeană și cu un influx de populație de străini și în timpul lockdown-ului, sper să nu se repete nici la ei, nici la noi, nici în Austria. Eu mi-amintesc foarte bine că am traversat perioada foarte critică a problemelor pe care le-au avut angajații români din Germania, fie ei sezonieri care munceau în fermele agricole la Sparanghel și care au putut părăsi România în condiții critice de carantină totală, fie angajații din abatoare. Între timp, multe din problemele structurale care au fost descoperite în acea criză au fost rezolvate. De exemplu, muncitorii români din abatoare nu mai au intermediar, locuiesc în condiții mai normale. Există posibilitatea și datorită eforturilor autorităților române, asta și în Austria, nu numai în Germania, ca și persoanele care lucrează sezonier pe o perioadă limitată în agricultură, de exemplu, în Germania, sau femeile care îngrijesc persoanele care îngrijesc vârstnici. Aici în Austria, majoritatea vârstnicilor austrieci au nevoie de ajutor la domiciliu. Cei mai mulți dintre cei care îi ajută vin din vestul României. Nu? Oamenii aceștia lucrează, vin, pleacă, sezonier, pur și simplu, dar care ar avea dreptul la asigurări sociale și la venituri mai previzibile. Autoritățile austriece și germane au tras concluzii după aceste episoade nefericite. Să sperăm că nu se vor repeta și vor avea mai multă grijă. Ne interesează pe noi asta de angajații care vin din România. Pe noi ne interesează asta în mod nemijlocit, bineînțeles. Românii din Austria, ce vă spun, domnule Urezeanu? Ce probleme au în această perioadă? Poate cu locurile de muncă? Mă îndoiesc că ar dori să revină în țară, pentru că la noi e foarte rău. Da, e foarte rău, dar mai vă aduceți aminte când era rău, la fel de rău peste tot? Da. Marile probleme anul trecut, în 2020, în primăvara lui 2020, erau repatrierile și statul român, Ministerul de Externe, au făcut eforturi uriașe să repatrieze 10.000 de persoane cu avioane și așa mai departe. Sper să nu mai ajungem în situația asta. În situații foarte critice, ca acum un an și jumătate, românii, româncele, se întorc acasă. Acesta este ultimul refugiu. Preferă să stea aproape de ceea ce știu cel mai bine, să aibă reperele fixe, familiare, chiar dacă e să-și piardă pentru o perioadă anumită locul de muncă. Dar să admitem că nu o să se mai repete situația de atunci. Totuși s-au făcut progrese cu vaccinarea, cu medicamentația și așa mai departe. Românii vor fi îngrijorați în preajma sărbătorilor când vor să se întoarcă acasă, de faptul că activitățile consulare se pot restrânge, pentru că dacă se aplică regulile țării în care funcționăm, chiar dacă consulatul și ambasada sunt teritoriile țării noastre, nu? Va trebui să aplicăm măsurile ambientale ale statului care ne găzduiește. Și atunci accesul în condițiile cunoscute, vaccinare plus test PCR în nu mai mult de 25 de persoane și mai departe, mai ales când e vorba de consulate,
o să fie foarte greu un an. Oamenii vor fi probabil nemulțumiți. Fac un apel la toți acești oameni, concetățenii noștri, compatrioții noștri care vor să facă apel la servicii consulare în perioada următoare până la Crăciun, să se programeze și să respecte indicațiile și să înțeleagă că dacă sunt restricții și măsuri restrictive, deci nu sunt impuse de noi, ci suntem obligați să le aplicăm la rândul nostru. Când e vorba de angajați, reamintesc, noi suntem europeni, noi nu suntem migranți, atunci când lucrăm în alte țări, deplângem cu toți faptul că un mare număr de românce și români părăsesc țara care are și ea nevoie de ei, dar e libertatea fiecăruia, liber arbitrul al fiecăruia. Sunt oameni care și-au găsit locuri de muncă, sunt bine integrați. În Austria, comunitatea românească e a doua cea mai mare dintr-o țară a Uniunii Europene. Sau în general, mai exact, după cea germană, sunt vreo 300.000 de germani în Austria care lucrează și trăiesc aici și vreo 140.000 de români care trăiesc și lucrează aici. O comunitate bine integrată și, în general, mulțumită. O ultimă rugăminte, domnule ambasador, pentru că există foarte multă neîncredere în această perioadă, în pandemie, scepticism, teorii ale conspirației, oameni care nu cred în existența pandemiei sau nu cred în vaccinare. Ce mesaj aveți pentru românii din Austria și ce mesaj aveți pentru noi, românii din România? Răspund doar întrebării dumneavoastră, nu-mi permit să dau sfaturi, să fac judecăți de valoare, ci doar de constatare, dar românilor din Austria îi asigur că suntem alături de ei în orice situație, că colaborăm cu autoritățile austriece, spitale, Ministerul de Interne, Ministerul de Externe, Ministerul Sănătății, de câte ori vor avea nevoie și vrem să le obținem locuri în spitale, dacă va fi cazuri și altfel nu le pot obține. Austria, vă reamintesc, a fost una dintre primele țări care a primit bolnavi din România. Mai puțin decât Germania, are posibilități mai reduse ea însă. Și vedeți, Germania însă, și cum ați observat, își trimite bolnavi acum în străinătate, în Elveția, în Franța, pentru că nu mai are locuri. Și Austria și Germania sunt țări care au fost solidare cu noi. În timpul pandemiei, în timpul primului val, acum un an și jumătate, Austria a fost țara care mai mult decât alți vecini de-ai noștri, a asigurat tranzitul rutier absolut esențial pentru economia și transportatorii noștri, pentru că prin Austria trec toate drumurile către nordul și vestul Europei și ele au fost menținute deschise. Compatrioților noștri din România, nu mă pot decât alătura sfaturilor pe care le dau dumneavoastră, mass media, autoritățile publice române, să-și depășească frica, neîncrederea, să se gândească că mulți dintre cei apropiați nouă și care n-au avut încredere, unde mai cui că sunt și cei vaccinați care au pățit-o, au trecut prin încercări foarte grele. Mulți dintre prietenii mei, sunt un om a trecut de 60 de ani, din cunoscuți în ultimele luni, au dispărut. Să ne gândim la asta, să ne bucurăm că suntem în viață și să respectăm regulile. Cred că prea mult nu ne rămâne de făcut. Mai ales că vine Crăciunul, sunt sărbătorile religioase, să ne gândim că există valori în viața noastră, credința în Dumnezeu, atunci suntem credincioși. Când nu suntem credincioși, să credem în faptul că și autoritățile au o foarte mare răspundere, sunt deseori depășite, dar că probabil nu au o datorie pe care o realizează foarte bine, mai mare decât să-i ajute pe ceilalți, de soarta cărora răspund. Mulțumim foarte mult, domnule ambasador. Eu. Mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi, domnule Mircu Hurezeanu, ambasadorul României în Austria, a fost alături de noi. Imediat vorbim despre asigurarea privată de sănătate, primim informații de la ASF, Autoritatea de Supraveghere Financiară, vedem și care sunt cele mai căutate locuri de muncă într-o analiză Best Jobs. Revenim, rămâneți cu noi! Am revenit la ora de profit.ro, iată câteva dintre subiectele importante ale săptămânii.
Prețul gazelor naturale își continuă creșterea rapidă pe piețele europene. Cotația gazelor a crescut cu peste 35% la aproape 100 de euro pe megavatoră. ANAF pune la dispoziția contribuabililor un serviciu de asistență prin chat. Oricine va avea întrebări, nelămuriri, va putea să ia legătura cu funcționarii prin mesaje text sau vocale. Și Apple va începe să vândă publicului piese de schimb și unelte pentru ca oamenii să-și repare unele dintre telefoanele iPhone și computerele Mac. Educație financiară, acum avem nevoie de ea. Vorbim în continuare despre asigurarea privată de sănătate. Alături de noi este Daniel Apostol, director de comunicare ASF, Autoritatea de Supraveghere Financiară. Bună ziua, mulțumim foarte mult pentru prezență. Sărut mâna, eu vă mulțumesc și vă felicit pentru demersul pe care îl începeți. Mulțumim, acela de a vă adresa publicului larg cu elemente necesare de educație financiară. Pentru cei care încă nu știu, ce este asigurarea de sănătate, ce protecție financiară are, ce acoperă o asigurare de sănătate? Știm cu toții că în mod obligatoriu avem o contribuție la asigurările de sănătate, CASS-ul. Iată că asigurarea despre care vorbim, asigurarea privată, este o asigurare facultativă care vine să ne dea un plus de protecție, ați folosit foarte bine termenul, de protecție financiară într-o paletă destul de largă de momente care ni se pot întâmpla în viață, respectiv spitalizare, tratament în urma unei boli, tratament la domiciliu după externarea din spital, consultații la medic generalist, consultații și diagnosticare la medici specialiști în anumite situații specifice, intervenții chirurgicale, servicii de ambulanță și aș puncta aici încă un element pe care îl poate acoperi o asigurare privată de sănătate, ne poate recompensa pe perioada spitalizării cu acea parte a veniturilor pe care ne-am regăsit într-o situație nefericită să le pierdem, venituri salariale, de exemplu. Cum pot primi despăgubirile? Cum funcționează asigurarea? În primul rând, trebuie să întocmim o astfel de asigurare, să contractăm o astfel de asigurare privată de sănătate în funcție de necesarul nostru. Ne uităm exact ce anume dorim, toate riscurile pe care dorim să le acopere, stăm de vorbă cu asiguratorul și odată ce avem această poliță de asigurare, la un moment în care simțim nevoia că trebuie să facem apel la ea, anunțăm imediat asiguratorul nostru, are obligația să ne spună de a fi rapăr în detaliu fiecare pas pe care trebuie să-l urmăm astfel încât să beneficiem de asigurarea noastră, iar la momentul în care, să zicem, întregul dosar al asigurării în situația specifică în care ne-am regăsit de spitalizare sau de recompensarea unor cheltuieli medicale, sunt două variante. Prima variantă este ca asiguratorul meu să meargă și să deconteze serviciile medicale direct la spital. Da. A doua variantă este spitalul îmi dă mie factura serviciilor, iar eu mă duc la asigurator și îmi decontez. Poate fi confundată ușor? Da, cu ce să nu o confundăm? În primul rând să nu o confundăm cu asigurarea împotriva traumelor sau care acoperă traumele din accident, asigurarea de accident. Este o asigurare specifică. Asigurarea de sănătate poate îngloba o astfel de componentă, însă asigurarea din accident ne recompensează, ne protejează financiar doar la spitalizări suferite din accidente. Deci asigurarea despre care vorbim noi are o paletă mult mai largă. La fel să nu echivalăm automat cu asigurarea de viață. Există multe produse de asigurare de viață, unele dintre ele pot avea în componenta lor și decontarea unor servicii medicale, o componentă de asigurare de sănătate. Însă această asigurare de care vorbim este, din fericire, exact așa cum se numește, o asigurare de sănătate pe care ne-o asumăm facultativ, ne hotărâm că ne folosește și o întocmim. Sunt și anumite riscuri excluse. Evident, și trebuie să fim foarte atenți când mergem să ne alegem un astfel de produs de asigurare de sănătate, să fim atenți cu privire la acele riscuri pe care nicio asigurare de sănătate nu le acoperă. De exemplu, spitalizare în urma unor crize generate de alcoolism. Sau situații medicale, situații de sănătate generate de consumul de droguri. Sau tratamente medicale considerate netradiționale, terapii, să zicem, alternative.
Toate acestea nu fac obiectul unei asigurări de sănătate. Indemnizațiile brute plătite pentru asigurări de sănătate de către societățile de asigurare, care sunt datele ASF? Am datele, dacă îmi permiteți, eu am uitat puțin în cifre, că nu le învăț pe de rost. Dacă ne uităm la primele brute subscrise în prima jumătate a anului, unde avem datele raportate încheiate, avem prime brute subscrise de aproape 290 de milioane de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 8% față de perioada similară a anului trecut. Ce aș remarca aici, dacă vorbim de date statistice, faptul că la finalul iunie 2021, la nivelul întregii piețe a asigurărilor de sănătate, aveam circa rotunjit 400.000 de astfel de polițe întocmite. Asta înseamnă o creștere de 14%. Vestea bună e că avem o creștere de 14% an la an. Vestea poate și mai bună este că ar trebui să fim mult mai atenți la acest produs. Are legătură cu felul în care ne putem proteja noi pe noi înșine. Avem o plajă largă în piață, dacă suntem 19 milioane de cetățeni, doar 400.000 de polițe de asigurare de sănătate, este mult loc de dezvoltat această piață. Informații importante. Mulțumim foarte mult pentru prezență. Mulțumesc. Daniel Apostol, director de comunicare ASF, Autoritatea de Supraveghere Financiară. Cel mai bine plătit job al săptămânii este oferit de o companie românească ce oferă servicii de dezvoltare software. Aplicații mobile sau dezvoltate de algoritmi de inteligență artificială. Oferta salarială este de 3.200 de euro pe lună, iar jobul este remote. Cel mai interesant job al săptămânii vine Golem Developer, tot din IT, și se adresează cunoscătorilor limbajului de programare. Este unul relativ nou, însă din ce în ce mai popular. Cele mai mari salarii ale săptămânii în funcție de domeniu se situează în jurul sumei de 2000 de euro. Avem o ofertă pentru un tehnician analiză electronică într-o fabrică din Cluj-Napoca, un manager de vânzări pentru o companie din Timișoara, care companie produce componente și subansamble pentru diverse industrii auto, și un analist procesare comenzi pentru o firmă din București, din domeniul serviciilor digitale în e-commerce. Domeniile în care s-au făcut cele mai multe angajări săptămâna aceasta sunt financiar, IT și vânzări, iar cel mai bun oraș pentru găsirea unui job a fost din nou Timișoara. Acum, angajatorul cu cele mai multe aplicări a fost o multinațională care oferă servicii de analiză și cercetare de piață și testare de concepte produse. Cele mai dorite domenii pentru joburi remote au fost IT-ul, financiarul și marketingul, în vreme ce jobul cu cele mai multe aplicări a fost cel de contabil junior pentru un hipermarket cu magazine în marile orașe din țară. Peste 250 de persoane și-au depus CV-urile. Cele mai mari oferte și cereri de joburi au fost, ca de obicei în ultima perioadă, în București, Timișoara, Cluj-Napoca și Brașov, în domenii precum financiar, IT și specialiști tehnicieni. Și cele mai slabe oferte și cereri sunt în Zalău, Bacău, Suceava, Pitești, Târgoviște, Baia Mare și Piatra Neamț, în domenii ca sector public, agricultură și educație. Alături de mine este Alexandra Colceru, PR Manager Best Jobs România. Te salut, Alexandra, bine ai revenit. Bine te-am găsit. Vorbim astăzi despre cât durează tot procesul acesta de schimbarea jobului, de angajare, adică de la depunerea CV-ului până la semnarea contractului. Cum e? Sau poate de la căutarea jobului până la semnarea contractului. Dacă ne referim la lucrătorii, la gulerele albe și gulerele albastre, adică gulerele albe sunt lucrătorii la birou, cei care lucrează la calculator, de regulă au studii superioare. Iar gulerele albastre sunt cei care lucrează muncă fizică și de regulă au cunoștințe tehnice, nu știu cum sunt electricieni, instalatori, operatori producție și mulți alții. Dacă ne referim la ei, procesul de schimbare al jobului durează între o săptămână și 6 săptămâni. De regulă ei schimbă mai des jobul, să zic o dată la un an, doi, și timpul de durează și timpul de căutare și angajare durează mult mai puțin. Dacă ne referim la gold collars, adică poziții de executive, top management, procesul este mult mai lung și durează undeva între 2 luni și 6 luni. Ei nu se grăbesc să-și schimbe jobul și de regulă stau mai mult într-o poziție. Limita psihologică e undeva la 3 ani. Dacă pleacă mai devreme de 3 ani, sunt nemulțumiți de companie, și dacă pleacă după 3 ani, nu simt, nu știu, un mediu în care se pot dezvolta. Acum, de ce ne schimbăm joburile, Alexandra? Care sunt motivele cele mai multe? Da, motivul care e cel mai vizibil și cel mai, cred că, logic pentru toți este salariul. Mulți pleacă la un alt job pentru o ofertă salarială
salarială mai bună. Dar sunt și alte motive. Spre exemplu, pentru gulerele albe, ei pleacă pentru că nu se simt bine în mediul în care lucrează. Poate n-au o relație bună cu șefii sau cu colegii. Iar în cazul pozițiilor de top executive management, ei caută fix asta. Poate viziunea lor nu se aliniază cu cea a companiei sau caută alte oportunități de dezvoltare. Dar salariul e de top pentru toți. Vrem să știm și care sunt domeniile cu cea mai mare mobilitate, fluctuație de personal și de ce? Păi motivele cred că le-am stabilit. Mulți caută alte oportunități de dezvoltare, oferte salariale mai bune și de regulă industriile unde fluctuația de personal este cea mai mare sunt și industriile cu cea mai mare ofertă, volum de oferte de muncă. Cum ar fi managementul, marketingul, IT-ul și vânzările. Mă gândesc că cine își caută acum un loc de muncă are pe piață ce să găsească. Ne uitam la datele INSE în trimestrul 3, numărul locurilor de muncă vacante 47.300, în creștere cu 7.700 față de trimestrul 2. Așa este, locurile de muncă, procentul de locuri de muncă ca volum au crescut, cred că suntem undeva la prepandemic ca volum. Deci avem de unde alege și tocmai de aceea și angajații au curajul să plece, pentru că dacă oferta de joburi era mai mică, normal că și noi am fi căutat poate siguranță, am fi căutat să stăm acolo unde suntem. Corect. Mulțumim foarte mult, Alexandra. Cu drag. Alexandra Colceru, PR Manager Best Jobs România, alături de noi. În doar câteva momente vorbim despre evenimentele politice ale săptămânii. Jurnalistul Cristi Citre va fi alături de mine. Rămâneți cu noi, revenim! Despre evenimentele politice ale săptămânii, acum jurnalistul Cristi Citre este alături de mine. Te salut, Cristi, bine ai revenit! Bine te-am găsit! Ce se întâmplă acum pe scena politică? Explică-ne, pentru că avem deja un guvern în sfârșit creionat. Dar ne frică să întrebăm direct cum arată. Cum ar putea arăta, Cristi, guvernul? Cert este că am avut o săptămână politică mult mai fructuoasă din acest punct de vedere al negocierilor dintre liberali și social-democrați. Odată depășit acest impediment din partea PNL cu numele premierului, după ce Florin Câțu a acceptat, convins mai mult sau mai puțin de președintele Iohannis, să facă pasul în spate, să lase pe altcineva, pentru că a fost refuzat clar de socialdemocrați și asta a dus la blocaje în lanț până acum. Ei bine, după toate aceste lucruri, iată, s-au deblocat și discuțiile. Nicolae Ciucă, premier din partea Partidului Național Liberal, și avem și declarații optimiste din partea liderilor politici. Joi am putea avea și guvernul investit în Parlament. Bun, cum ar putea arăta? Pentru că foarte bine ai spus, hai să nu ne hazardăm foarte mult, pentru că schimbări ar mai putea interveni, evident. Dar acest guvern ar putea arăta în felul următor. Nicolae Ciucă, prim-ministru pentru următorul an și jumătate. Din 30 mai, a ținut să precizeze Marcel Ciolacu această dată în discuții, din 30 mai 2023, șefia guvernului ar urma să revină Partidului Social Democrat. În acest moment, pentru poziția de prim-ministru din partea PSD, a fost votat Marcel Ciolacu. Ce au mai convenit socialdemocrații și liberalii? Să avem un guvern cu același număr de ministere ca și cel de anul trecut, ca și guvernul PNL-USR-UDMR, adică 18 ministere și un premier și doi vicepremieri. Socialdemocrații nu vor să lase Ministerul de Finanțe, deși el este foarte, foarte dorit de cei de la PNL, însă Marcel Ciolacu a spus foarte clar, partidul care va avea premierul nu poate avea și Ministerul de Finanțe. Ceea ce înseamnă atunci că celălalt minister avizator, Justiția, cel mai probabil va reveni celor de la Partidul Național Liberal. Și încă un lucru foarte important, socialdemocrații s-ar putea alege cu cel mai mare număr de ministere, cel mai mare număr de portofolii din acest guvern, pentru că au spus și au insistat foarte clar, împărțirea să fie făcută în funcție de ponderea politică, adică partidul care are cele mai multe mandate de senator și deputat, acela să aibă și cele mai multe portofolii. Și din acest punct de vedere, socialdemocrații evident sunt câștigați, pentru că ei au cel mai mare număr de parlamentari în acest moment.
Mai e mult până în mai 2023, dar nu pot să nu mă gândesc dacă totuși PSD sau Marcel Ciolacu va fi premier, va ajunge premier. Ar însemna să speculăm acum, să spunem da sau nu. Sigur, cel mai probabil răspuns este da, pentru că așa s-au înțeles. Pentru că ar trebui să fie un guvern stabil, nu? Ar trebui să fie un guvern stabil, sigur că da, însă am mai trăit momente în politica românească în care înțelegerile n-au durat mai mult de câteva luni. Uite, cel mai bun exemplu, coaliția PNL-USR-UDMR a durat 8 luni de zile, după care s-a destrămat, deși fusese anunțată anul trecut, la finalul anului trecut, drept o guvernare pentru următorii 8 ani de zile. A durat 8 luni de zile, nu 8 ani de zile. Acum avem anunțată o coaliție PNL-PSD de 7 ani de zile, da? Deci perioada rămasă s-a scăzut cât a trecut cu USR și avem o coaliție pentru următorii 7 ani de zile. Ce va fi? Vom vedea. Florin Cîțu, ce va face în guvernul acesta? Ce rol ar putea avea? În guvern, Florin Cîțu puțin probabil să aibă un rol. Lui se pregătește acum un fel de premiu de consolare la șefia Senatului. Un rol care înseamnă golirea de putere a lui Florin Cîțu, un rol care este mai mult decorativ, mai mult reprezentativ și istoria recentă, nu trebuie să ne uităm prea departe, istoria recentă ne-a demonstrat că atunci când funcția de șef al partidului a fost decuplată de funcția de premier, în momentele în care partidul respectiv a deținut puterea, a însemnat întotdeauna o pierdere a puterii treptate, dar nu foarte îndelungată. În timp destul de rapidă s-a produs această pierdere a puterii de către liderul formațiunii. Cel mai recent exemplu este Ludovic Orban, chiar din PNL, adică Florin Cîțu a fost premierul, Ludovic Orban președintele partidului. Știm cu toții ce s-a întâmplat după numai 8 luni de zile la congresul în care Florin Cîțu s-a impus în fața lui Ludovic Orban. Ludovic Orban este acum cu un pas în afara Partidului Național Liberal. Așadar, pentru Florin Cîțu, șefia Senatului cel mai probabil, s-a vorbit și despre posibilitatea ca domnia sa să preia la un moment dat șefia Băncii Naționale a României. Uh-huh. Însă și până acolo mai este destul timp, pentru că mandatul lui Mugur Serescu se va încheia undeva în 2024. Peste 3 ani de zile predicțiile sunt prea să faci predicții în România pe scena politică pentru următorii 3 ani sunt aproape imposibil. Pe scurt, este misiune imposibilă. Deci sunt șanse să avem guvern învestit săptămâna aceasta, că noi ne gândeam dacă prindem Crăciunul fără guvern. Iată, se pare că prindem Ziua Națională cu guvern învestit, cel puțin acesta este scenariul și intenția a celor două partide. Mai au câteva reglaje fine de făcut, dar probleme mari nu sunt. Uh-huh. Problemele și bătălia mare a fost pe premier odată și apoi pe împărțirea ministerelor între partide și apoi evident se vor fi luptele interne din partide pentru ocuparea acestor portofolii. Pe măsurile sociale, pe creșteri de pensii, salarii, alocații, înțelegerile sunt cam bătute în cuie și nu vor fi probleme din acest punct de vedere, cel puțin în scrierea programului de guvernare. În aplicarea lor, asta sigur. Iar încă o dată om vedea, rămâne de văzut, sigur. Așteptăm votul de investitură. Mulțumim foarte mult, Cristi Citre, jurnalist alături de noi. Ne revedem duminica viitoare la ora de profit.ro. Sunt Adriana Nedelea. Rămâneți pe Prima TV! Acest program poate fi urmărit și pe Prima Play.